Salutare tuturor, numele meu este Cosma și bine ați venit la un nou tutorial. Astăzi o să construim un turn de veghe. O să alegem un loc cât mai înalt pe un munte sau ceva de genul, unde se poate vedea tot. Și o să facem prima oară, seamănă cu un cerc, o să punem prima oară 3 pătrățele, apoi una, apoi 3, una, 3, una, 3 și una. Cam așa. O să înlocuim aici cu lemn. Așa. Ok. Acum o să înălțăm prima oară 5 pătrățele în sus cu tocul acesta. 1, 2, 3, 4, 5 și le înălțăm pe toate. Pisicuț, să plec de acolo. Exact așa. Ok. Acum o să luăm scările și o să punem exact așa, 3, 3, 3, ups, și aici. Aici o să ridicăm cu două în sus mai întâi, ca să putem să ne ajutăm puțin. Și o să punem scările invers, exact așa. Ok. Acum putem să acoperim și aici, fiindcă acesta o să fie unul din nivele. Ok. Acum o să punem câte o scară în fiecare parte la mijloc. Și o să ridicăm în sus una, două, trei, patru pătrățele. Pe toate. Exact așa. O să punem o scară întoarsă aici. Una aici. Aici. Și aici. Ok. Cam așa. Cum o să trecem aici jos și o să punem scări întoarse până aici în margine și o să punem așa în fiecare parte. Așa și în spate la fel. Ok, și aici la fel. Ok. Acum o să luăm slaburile și o să începem exact așa. O să lăsăm loc liber de una și o să punem până sus. Exact așa. Până în vârf. În fiecare parte. La fel. Și ultima parte. Ok, perfect. Cam așa o să arate.
Bun, acum o să mergem aici sus și o să ridicăm încă 5 pătrățele în sus, 1, 2, 3, 4, 5, fiecare parte. Așa, o să luăm scările întoarse și o să continuăm până aici. Așa. Ok. Momentan. Ok. Aici putem să acoperim. Să ridicăm încă una, așa, și încă două scări, fiecare parte. Cam așa. Aici o să venim înăuntru și o să punem două scări, așa, fiecare parte. La mijloc și apoi câte un lespede deasupra în fiecare colț, cam așa. Ok. Acum o să lipim aici scările între ele, exact așa. Este tot în jur. Ok. Aici putem să acoperim cu lespede de piatră. Cam așa. Și o să punem câte un cub în fiecare parte și unul la mijloc. Exact așa. Și câte o scară între ele. Perfect. Momentan o să arate cam așa. Aici o să venim și o să punem o scară întoarsă. Fiecare parte. Și cu un lespete fix între ele. Cam așa. Ok. O să mergem mai sus și o să luăm gardul de piatră. Și o să ridicăm în sus 4 pătrățele în fiecare cub. Cam așa. Perfect. Iar acum o să facem acoperișul, o să luăm scara de aici de sus și o să mergem împrejur, aici facem un pic așa, curbă, continuăm, op. Exact așa, împrejur. Perfect. Aici o să adăugăm câte un cub în fiecare parte. Cam așa. Și unul deasupra. Cu o scară între ele. Ups. Așa. Și deasupra câte o scară. Cam așa. Iar câte un cub și îl ridicăm. Perfect. Și acum una așa, una așa. Așa, așa. Să punem câte
pe o scară întoarsă. Și aici invers una. Și dincolo la fel. Ok. Apoi o să ridicăm din mijloc două cuburi sau trei, cum vreți voi, mai scuți sau așa. Și o să punem două garduri de piatră. Și de aici o să ne ridicăm 6 pătrățele în sus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cu gardul de Nether sau ce gard doriți voi. Ok. Și aici o să mai punem încă o scară. Exact așa. Perfect. Și aici câte o scară în vârf. Cam așa. Acum o să coborăm puțin mai jos și o să mai facem un rând. Numai că aici o să punem doar o scară. Nu le lipim momentan. Aici la fel una. Ok. Exact așa. Acum o să intrăm înăuntru și o să schimbăm blocurile de aici de cobblestone cu blocuri de stone. Toate de sus. Așa. O să punem câteva scări întoarse pentru decor. Cam așa. Aici una. Și mai sus. Ok, aici putem să adăugăm câteva lespede în colțuri, să putem să ne ridicăm așa să vedem, fără să cădem. Ok, și o să punem câte un lespede, începând de aici, 1, 1, și o să o luăm exact așa. Ops, aici, aici, și aici, ok. Cam atâta momentan. Acum o să facem și repede steagul. Patru cuburi în jos. Unul în afară. Unul înăuntru. Una mai jos. Exact așa. Una aici, una aici. Apoi una mai jos cu trei. Una cu două și una cu una. Cam așa. Acum o să coborăm mai jos. Aici o să punem și noi o ușă. Aici, bine, eu nu prea am loc, dar o să încerc să modelez eu cum pot. Dar voi, dacă aveți mai mult spațiu, puteți să faceți cum vreți aici. Ok, să vedem. Am putea să adăugăm și niște bushes. Tot așa, random. Ca și cum s-au prins de clădire. Cam așa. Ok. În toate porțile. Și aici puteți să adăugați voi, dacă vreți, puteți să lăsați și normal, dacă nu, puteți să adăugați gratii la etajul ăsta. O să adăugăm și înăuntru, să așa. Ok. Și să adăugăm și o scară. Să vedem. Cred că o să o adăugăm undeva aici.
aici. Ce naiba? Așa. Ops. Să adăugăm de aici continuarea. Sau? Unde e? Unde e? Ah. Mai în spate cu una. Putem să adăugăm în zid de aici, așa. Și să continuăm cu scara. Ok. Și să adăugăm și niște torches. Un aici și un aici. În colțuri, de obicei. Și înăuntru puteți să adăugați voi ce doriți. Punem și ușa. Ok. Și cred că cam acesta a fost și tutorialul cu turnul de veche. Eu sunt Cosma și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe. Și ne vedem la următorul tutorial. Pa, pa!